Meditație la Efeseni, capitolul 3, versetul 19. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Dragostea este drumul care duce la templul adevărului. Alt drum nu există. Dragostea este leacul care vindecă ochiul sufletului și îl limpezește pentru a putea pricepe adevărul. Alt leac nu există. Dragostea este aripa care te ridică pe înălțimile adevărului, de unde poți privi țara fericirii. Alt mijloc nu există. Și această dragoste nu e alta decât dragostea lui Hristos. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință. Orice altă dragoste este falsă și nu te duce la adevăr, și unde nu-i adevăr, nu-i pace și nici fericire. Numai dragostea lui Hristos este cea adevărată și ea întrece orice cunoștință omenească. Toată filozofia omenirii și toate școlile ei nu pot da mântuirea și fericirea omului. Dragostea lui Hristos însă face cu prisosință acest lucru. Dar dragostea lui Hristos este o taină pe care nu o cunosc înțelepții lumii. Ea se descoperă numai inimilor de prunc, inimilor sincere, stăpânite de Duhul Credinței. Cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, să nu doresc nimic de sus și nimic de jos, ci numai pe tine, Doamne, aceasta este dragostea adevărată și înflăcărată. Cine îl dorește cu adevărat pe Dumnezeu, el îi dă dragostea lui, care este calea tuturor harurilor. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos. Dragostea lui Hristos trebuie cunoscută și numai după ce sufletul o cunoaște, ajunge la starea aceea înaltă, de a fi deasupra oricărei cunoștințe pământești. Numai atunci se ajunge la plinătatea lui Dumnezeu. Să fiți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Poți să fii plin de tot ce este plin Dumnezeu? Dumnezeu este nemărginit de mare. Cine îl poate cuprinde? O asemănare ne va înlesni, credem, priceperea acestui cuvânt. Marea este necuprinsă în întinderea ei și mai ales în adâncimea ei. Și totuși, dacă arunc o sticlă în mare, marea va umplea sticla. Fără îndoială că nu toată marea va intra în sticlă, ci cât se poate ca să cuprindă. Dar se poate zice cu drept cuvânt că marea a umplut sticla. Dacă însă sticla este astupată, marea nu va intra în ea. Iar dacă sticla va avea în ea nisip sau pietre, marea nu va putea umplea decât atât cât îi rămâne loc și ei. Dumnezeu voiește ca noi să fim oameni plini de credință și de Duh Sfânt, cum au fost mulți credincioși și cum trebuie să fim cu toții. Dar sunt lucruri care îl împiedică să facă acest lucru. Ori legăturile familiale, ori legăturile cu lumea, ori averea, ori feluritele porniri rele, nedate morții, atunci el trebuie să facă o lucrare de golire și prin mijloacele care îi stau la îndemână să curățească pe om de toate acestea pentru ca apoi să-l umple cu tot ceea ce este el și de la el. Dumnezeu să ne facă să pricepem lucrul acesta. Amin.